plek. Unde? La vie. Așteaptă. Vrei ceva? Să mănânci, fiule. Lasă asta, o să mănânc struguri. Dă-mi cuțitul. Așteaptă. Vrei ceva? Ca să mănânci, fiule. Lasă asta, o să mănânc struguri. Dă-mi cuțitul. De ce? Să tai ciorchinii. Cuțitul, cuțitul. Blestemate fie toate cuțitele. Și banditul care a născocit. Hai să vorbim despre altceva. Și puștile, și pistoalele. Și cuțitul cel mai mic. Până și furcile și sapele din grădină. Bine, mamă, bine. Și tot ce poate ciopârți trupul unui bărbat. Al unui bărbat frumos, cu floare la ureche, care se duce la vie sau la măslinii lui, pe care i-a moștenit. Taci odată. Și omul ăsta nu se mai întoarce. Iar de se întoarce, atunci trebuie să-i pui pe piept o frunză mare sau o farfurie cu sare grunjoasă să nu se umfle. Nu știu cum te încumeți să porți asupra ta cuțit. Ai terminat? Care mirosea agaroafă. Știi care v-am bucurat numai 3 ani. Pe urmă, fratele tău, poate fi drept ca un lucru atât de mic, un pistol sau un cuțit, să poate răpune un om cât un taur. N-am să tac niciodată. Nu o să-i sprăvim niciodată. Niciodată. Poate cineva să-mi-l aducă înapoi pe frate tu? Sau pe taică tu? După toate astea, pușcărie. Ce e aia, pușcărie? Acolo se mănâncă, se doarme, se cântă. Iar morții mei dorm sub pământ, fără glas. Prefăcuți în pulbere. 2 oameni ca 2 mușcate. Ucigași în închisoare. Nepăsători, privind pădurile. Ce vrea dumneata? Te omor, nu? Nu. O, mamă. Dacă vorbesc așa e pentru că... Dacă nu-mi place să pleci la câmp. Ce bine ar fi fost să fi fost fată. Acum am stat amândoi acasă. Și am coase. Hai cu mine la vie. Ce să facă o bătrână la vie? Bătrânică, bătrânică. Răs, răs, bătrânică. Dai că tu da. Mă lua cu el. Ce om de soi era. Odată bărbat. Iar bunică tu avea câte un copil în fiecare uliță.
Așa îmi place. Bărbații, bărbați, greul, greu. Păi eu? Tu ce? Să mai spun încă o dată. Pare rău? Nu. Atunci. Am venit așa deodată, pe neașteptate. Știu că fata e bună. Cu minte, harnică. Singură își frământă pâine. Singură scoate rochile. Când îi rostesc în numele, parcă m-ar izbi cineva cu o piatră în frunte. Prostii. Mai rău decât prostii. O să rămân singur, asta e. Și așa nu mai rămăsesești decât tu. Acum ai să pleci tu. Dar o să vii cu noi. Nu. Nu pot să-i las aici singur pe taică-tu și pe frate-tu. Trebuie să mă duc la ei în fiecare dimineață. Dacă plec, se poate întâmpla să moară vreunul din familia Felix. Din neamul ucigașilor. Să-l îngroape alături de ei mei și asta nu se poate întâmpla. Iar începi. Câte vreme vă vedeți? Atunci am putut cumpăra via. Aud că fata a mai fost logodită cu 3 ani, nu? E, na.